Îl avem acum la telefon pe Bogdan Bagnea, director Traders Club, pe care îl salut. Bună seara, Bogdan! Bună seara, Cătălin! Salutare, traderi! Bogdan, mă bucur că suntem în legătură directă pentru că am niște grafice interesante, grafice pe care noi chiar le-am analizat acum două săptămâni și vreau să vedem ce s-a întâmplat în această perioadă și ți-aș propune să începem cu lira, pentru că mâine avem o ședință de politică monetară și eram curios. Vom asista la un rate cut sau nu mâine? Cătălin, am observat că sentimentul de retail favorizează un hold din partea Bank of England. Totuși, pe platforma Bloomberg, șansele pentru un rate cut sunt de peste 50%. În același timp, mari speculatori, traderii instituționali, sunt pe buy liră. Este și un suport important acolo la GBP/USD, la 1.30, exact. De fapt un dublu suport, și dacă îl va depăși, adică dacă îl va sparge jos, atunci ar putea să scadă până la 1.25, 1.26, să exact. Vedem, să nu ne ia prin surprindere. Exact, și acolo poate acolo să fie o posibilitate de buy pe termen mai lung, să zicem. Eu am vorbit exact. Cu tine acum două săptămâni și spuneai despre euro-liră și vreau să te întreb, așteptai creșteri ca să inițiați poziții de sell de undeva. Cum vezi acum? S-a format un double bottom, să spunem, pe weekly, așa. Da, dacă Bank of England va face o scădere a dobânzii de referință, atunci ne așteptăm ca euro-GBP-ul să ajungă peste 0,85, poate 0,86, unde deja începe să arate bine. 0.86 reprezintă maximul anului pe euro-GBP. Dacă ar ajunge peste, deja începe să fie foarte atrăgător. Corect, da. Deci să ne așteptăm la o creștere acum. Spuneai de evoluții pozitive pe lira AUD și lira NZD, le analizasem aici și mă uit pe graficul pe care îl prezentasem acum două săptămâni. Aveam o săgeată aici, eram jos și spuneam că sunt mari șanse de apreciere, cu aceeași idee venise și tu. Și iată, în ultimele două săptămâni ce s-a întâmplat, a crescut până spre 1.93. Da, mai ales în situații de risk-off, GBP-AUD, GBP-NZD sunt favorizate pentru tranzacții de buy. Sunt și câteva praguri psihologice importante acolo. În cazul în care Bank of England nu va face un rate cut, atunci clar vom avea parte de o creștere. De asemenea, dacă vom avea situații de risk-off, la fel creșteri. Acolo aș vedea scăderi doar în cazul unei scăderi de dobânzii de referință. Da. Pe de altă parte, AUD-ul a tot scăzut în ultimul timp, favorizând și aceste evoluții, dar se pare că și acolo acel rate cut așteptat săptămâna viitoare a mai scăzut așa în procente. Se pare că poate undeva în iunie, dacă va fi, au venit și niște date mai bune. La fel și GBP-NZD, bănuiesc că e aceeași discuție, a crescut exact. de când vorbeam noi. Se apropie de 2 și acolo ar fi, totuși e un triunghi mare, aici rămâne de văzut. Ce aș vrea să vorbim despre dolar, franc și euro, franc, în sensul că am avut niște evoluții interesante. Francul s-a tot întărit. Noi ne așteptam ca perechile cu francul elvețian să scadă, ca să găsim un moment și un nivel și un risk-reward bun de cumpărare. Iată că acesta a venit undeva pe dolar franc. Mai sus decât ne așteptam. Dar vorbisem că e un nivel aici și iată s-a oprit chiar în el. Ce crezi, va continua această apreciere sau e posibil să mai consolideze, chiar să mai scadă un pic? Francul a fost ajutat și de către dolarul tare, iar acum pe USD/CHF pe daily mi se pare că se formează un reversal și în cazul în care vom avea o scădere, consider că ar fi o oportunitate de cumpărare. Avem și un swap pozitiv. Nu aș cumpăra chiar acum, dar în cazul în care vom avea parte de un retracement, atunci da. Da, sau s-ar putea să mai crească și să vină după aia o scădere, iar dacă va fi o săptămână, să spunem, de risk-off. La fel și euro-franc. Totuși, pe euro-franc am un nivel aici important, un FIB undeva la 0,7, să spunem, un 61,8 și un suport. Avem o tendință clar descendentă și a la lung, așa să spunem, e evident că sunt tranzacții de bai speculative, dar de-abia peste 1,12 ar fi
un baie așa mai pronunțat. Voiam să te întreb, ce crezi că, cât de confortabil e Banca Elveției acum și cât poate să mai lase? Că totuși, cred că li s-au aprins și beculețele. Suntem totuși după o scădere destul de mare în ultimele luni, să zicem. Da, o scădere destul de mare. Pe daily și pe weekly a fost recuperat și un gap din trecut. Banca Elveției, într-adevăr, este pusă într-o situație dificilă. Nu știu ce să zic despre Eurofranc, rămâne sub monitorizare, ca să zic așa. Ultimele 30 de secunde am tot vorbit de indice american la maxime și vreau să știu dacă sunteți interesați de evoluția lor și de câte ori se scade 2-3 zile, se intră agresiv la cumpărare și avem o tendință clar ascendentă. Tu cum vezi aici evoluția? Suntem pe Dow Jones, de exemplu. Consider că pe Dow Jones orice scădere este o oportunitate de a cumpăra de mai de jos. Acum, în ultimele două zile, vedem o creștere, o revenire în baza optimismului cu aceste vaccinuri, dar deocamdată nu aș deschide de tranzacții, suntem aproape de maximul istoric. Avem câteva linii de suport puțin mai jos, la 28.100, 27.500, respectiv 26.400 aș vedea al treilea suport. Și din aceste trei linii de nivel ar putea fi încercate tranzacții de cumpărare. Exact. Culmea că eu le am plus minus 20-30 de pips, 28.150, 27.530 și mă rog 26.7, deci tot pe acolo. Bogdan, îți mulțumesc mult pentru intervenție și ne auzim zilele următoare să mai comentăm ce s-a întâmplat și să propunem niște grafice interesante. Desigur. Bun, îți mulțumesc mult. Încheiem ca de obicei cu Taur și Urs. Taur, Nvidia pentru evoluția de ieri și Vrancarda Iud cu acea creștere de 7% și volumele mari. 3M și Pfizer la americani urși și astăzi Sicomed Zentiva, dar și Dafur Ascad. Aceștia sunt urșii zilei. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Ne revedem mâine la aceeași oră. Până atunci vă urez o seară cât mai plăcută și profitabilă. La revedere!